aici până la. Voi respectați acolo, aveți pătrățele, vă duceți foarte bine, asta ar fi bun. Și este și o pătrime. Și sunt și toate membre cu radical. Radical din 2. Și radical din 2, și radical din, știu eu, din... Atenție! Încep să fie puncte unul de altul. Toate, toate, unul de altul. Sunt coliniare? Toate și sunt... Da, și vor fi coliniare, asta va fi foarte tare. Uite, cele trei nu sunt coliniare? Bă, da. Ce ieși, nu? Deci acum, când îi dau pe el, trebuie să-i dau toți ieșii de la 0 la 1. Și care îmi desenează toate punctele astea puse în un galbun. Se umple segmentul ăsta. Dar cum alegem și al treilea punct? Așa, primul sau cum? Pe care vrei tu? Pe care vrei tu. Poți să dai. Al treilea punct de acolo, mă refer. De aici? Ca să de... De aici. Dintr-o linie ai... Dintre 0 și 1, ca X? Vezi că noi acolo ați făcut 3 puncte. 0. Da. Aici a fost 1. Da. Am luat 1 pe 2, eu așa, ca să... Mhm. Poți să iei 1 pe 4, poți să iei ce vrei tu. Când tot așa se va se toate acolo cu punctele. El e printre punctele astea pe aici, apar, n-am, ca imagine. Mm-hmm. Adică 0-1, 0-1, se transformă ca imagine în 6 și cât 8. Deci imaginea lui 0-1, imaginea segmentului ăsta, prin funcția asta 3x plus 5, 5-8. Își găsește zona asta. 5-8. Da? Deci 0-1, 0-1, 0-1, adică toți ieși de aici, dintre 0 și 1, își găsesc ca imagine numerele de la 5 până la 8. Da? Și, practic, așa zisul grafic al funcției, graficul funcției este segmentul ăsta pentru 0-1. Dar dacă mă duc la minus 1, altă zonă va fi. Uitați, în minus 1 cine este? Mă amintiți, cine era minus 1? Care e imaginea lui minus 1 pe funcția 2. Asta? Imaginea lui minus 1 este, 2. Dacă respectați, vă duceți foarte bine, este 2. Da. Știți? Dar și între 0 și 1 am... Minus 1 pe 2 și toate, radical. Dar și aici am foarte multe puncte, care vor da foarte multe pe aici. Și iată, asta va. Da? Tot coliniare sunt. Și în felul ăsta, știți care este imaginea cu adevărat? Graficul funcției cu adevărat? Da, este dreapta asta. Toate. Deci asta. Dreapta. Da? Dreapta. Eu am vorbit așa pentru câteva puncte aici, să înțelegeți. Dar cu adevărat, pentru funcția dată mai sus, 3x plus 5, cu el de vedere cu valoarea, graficul funcției este ceea ce vedeți voi aici. Este o dreapta. Este o dreapta. Graficul funcției este o dreapta. Și prin, cum, prin o dreaptă, prin două puncte distincte, trece o dreaptă și mai una, era suficient să luăm două puncte. Ăsta și cu ăsta. Să ne uităm dacă avem tot erul, deci am gata. Vreți să facem niște grafice? Vreți să facem niște grafice, da? Da, cu mare plăcere. E ceva nu înțeles. Nu-i clar, nu. Păi asta este rostul meu aici. Spune vorba cu voi și vă lăsăm să înțelege. Facem tot cu funcția de gradul întâi, nu? Da, 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 sigur că. Și noi facem chiar mai mult decât aveți voi la clasă acum. Facem chiar și graficul, nu? Da, am făcut. Ați făcut și voi la clasă? Da. Păi, bă, să fie asta. Și v-a explicat domnul profesor că graficul funcției e cum să ne imaginăm. Graficul funcției este devine nefru valoros, iar un x este egal cu ax, este o dreaptă care trece prin origine. Vă explica că dacă e devine de f cu valoros, e egal cu b, acum un pic. Da. Unde e x egal cu b. Și este un segment, în dreapta, de segment e dreaptă, de segment e dreaptă. Nu, mi-a zis ax plus b. Păi ax plus b, asta, ori 3x plus 5. Eu am plecat, de la exemplu ăsta. Mie îmi place să plec nu cu suportul ăsta teoretic, unde, așa cum vedeți în carte, ci la chestiuni practice. Deci eu, întâi și întâi, m-am străduit să vă comunic ce înseamnă noțiunea de funcție.
Vreau să vă spun cu tot dragul, dacă veți înțelege noțiunea de funcție, veți fi niște oameni fericiți până la adânci bătrâneță. Și nu-i greu. De ce? Toată matematica. De aici încolo se bazează noțiunea de funcție. Deci tot ce se va întâmpla de aici încolo, fenomenele care le veți întâlni în practică, fizicienii și toți ceilalți, surprind niște fenomene pe care sunt modelate după niște forme, rețete, niște funcții. Da? Să nu pierd timpul. Foarte bine mă atenționez. Deci mergem pe funcția. Da. Să nu pierd de X, las minuna, el de X, nu schimb rețeta. Egal cu minus 3X plus 7, da? Este de nouă rețetă. Ai ceva, minuna, de spus cât privește domeniul definiției? Nu. E bine. Valorile. Poți să iau tot el. Da. Dar dacă eu o zonă mai mică, înseamnă că construiesc o altă funcție, da? Am să zic așa, e definită pe intervalul de la minus 1 la 2. Cu valori cioreșii, apar neam cioreșii. Dar eu pot să las iară de fapt, da? Adică mulțumesc reale ca imagini. Mm-hmm. Imagini și cel de reale. Și acum, încerc să dau X de la minus 1 până la 2. Atât am voie. Facem grafic? Poți să-i dau. Sigur că facem și grafic. Pornim deodată cu graficul, nu? Da. Bun. Și zice, ce valori poți să dau? Hai să facem și tabeloane. Facem și tabeloane, să fiu și noi așa în oamenii. X și de unde se înceapă? De la minus 1? Până la 2. Atâta voi. Și acum, ce e greșit să găsim? Am voie să dau X valoarea minus 1? Minus 1, da. Că e interval închis. Eu nu am aici am mai greșit. Urmărim, Miruna. Hai că stau de vorbă urmări pe tine dată. Deci am voie să dau X valoarea minus 1? Mm-hmm. E interval închis, da? Și acum zic. Pentru x egal cu minus 1, ce se întâmplă? Când x egal cu minus 1, asta este minus 1, cu partea aceea plus 1 ar fi trebuit, aici e și negativ, da? Când x e minus 1, ce imagine? 10. Face 10, de 3 și cu 7, 10. Nu neapărat spune săgeata aici, dar eu pun pentru a înțelege că lui se cuvine minus 1. Asta e umbra. Lui minus 1, după rețeta asta, da? Deci, cât este 10? Trebuie să respecte aceeași unitate. Eu o să iau un permită, dar să mă pot încadra. Face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 10. Și acum duc paralele. Când duc pe asta paralele, asta la axa aici, tot timpul pe partea asta, tot timpul în zona asta, X-ul este minus 1. Și când am zis 10, după paralela, la axa asta, la X, asta a fost la axa Y, da? Da, așa era aici. La X. Tot timpul pe paralela asta, la aceeași distanță se păstrează. Tot timpul. Profesor, a dat asta intenționat? Ce? Că iese cu o liniară, exact dreapta aia, dinainte. Iese cu o liniară, da? Deci cât ați obținut 10? Asta e punctul coordonat de cât? 1, minus 1, 10. Minus 1 și 10. Deci minus 1 și 10. Dăm 0. 7. Deci cu 0 este, nu? 7. Unde 7 mai puțin cu 3. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asta este. Am și toți X și la minus 1 până la... Dar toți X și la minus 1 până la 0, da? Ăștia vor da Y de la 7... Mai dau un punct. Știu că e suficient de altor, da? Bun, nu te ieși unghiul urmă. Hai să luăm pe minus 1 pe 2. Mm-hmm. Sau cât vrei tu? Minus 1 pe 3. Hai să luăm. Minus 1 pe 3, ca să simplu și cu 3. Da. Adică întregul de aici era o parte, cât de parți aici? În trei părți, Miruna. Da.
Dintre minus 1 și 0 în partul cu... Păi o treime, minus o treime, minus o treime, fudă lui Hristos. Înseamnă că minus 1 ca în 3, e împărțit în 3. Și noi luăm 1. 3, 1 și 0. O, stop, nu? Minus 1 și 0. Între minus 1 și 0. Sau de 0 și minus 1, nu? Este aici undeva. Minus 2 treimi. Nu e minus 2 treimi. 3. Deci e o singură rețică. Și acum, pe acolo, pe la minus 1 treimi, din luna. Da. Ducem în paralele de la... E cât de? Deci o duc la minus 1 treimi, da? Și nu știu, tot timpul paralel asta o pot duce cât vreau eu de mult. În sus, în jos, cât vreau de mult. Și acum vreau să văd imaginea. F de minus 1 pe 3. Câte? F de minus 1 pe 3. De 8. Sigur, faci 1 și 7, 8. Adică 7 era aici. Aici e 8. Aici e 8. Dacă dau un minus 2 pe 3 în luna, îmi dă alt Y. Pe aici undeva un pic mai sus, cred, îmi dă. Da. Pe aici undeva. Dar ce e interesant, că va da, vor fi coliniare punctele și astea. De ce sunt coliniare? Pentru că așa mie sunt mici, nu trebuie să le fac. Da? Dacă e dar așa mie sunt. Vei înțelege că funcția de gradul întâi, totdeauna, toate punctele care apar acolo sunt pe o dreaptă. Dau alt X, iar ies așa. Dacă așa ies, cu cât sunt mai riguros, cu atât trebuie vedea că stau așa cu ele, să stea. Și eu observând asta de-a lungul timpului și știind așa ceva, nu mai dau foarte multe puncte. Doar două ca să duc dreapta ce, dacă e tot pe el, pe tot el. Dacă e pe o anumită zonă, cum e la noi, dau capătul din stânga și capătul din dreapta. Și acum dau pe 2 și e să vedem ce face 2. 2, 1. În 2 face plus 1, da? E paralele pe la 2 din 1, paralele pe la 1, o să întâlnesc în punctul ăsta. Și ăsta e punctul ecorant de 2 și 1. Și... Fără să și pot să dau și pe 1. Pe 1 e cu 4. 1 e cu 4, da? Sigur, dacă aș fi rezultat unități, perfect, perfect, perfect. Iată cam așa arată ea. Da? Este un segment. Nu pot să mă duc mai jos. Că nu dă aici voi. Toate valorile sunt pe dreapta aia, nu? Deci, toate perechile, toate perechile, fiecare punct de aici, era, vezi punctul ăsta aici? Da. El are un X. Am înțeles. Nu l-am dat eu ca valoare. Mă urc în altă parte. Asta are și el un X și un Y. Dar e un X și un Y care verifică relația asta. Știi care e relația? Y egal cu minus 3X plus 7. Asta e relația pe care o verifică. Atenție! În clipa asta, imaginea lui minus 1, 2, da, scrim așa mai la fiind, imaginea funcției F a intervalului minus 1, 2, minus 1, 2, imaginea care s-a creat este a Y-lor pe care îi văd, da, imaginea acestor X, uite Miruna, acestor X, dar mai întâi, înseamnă Y-ii de la 1 începând, Y-ii de la 1, până unde? Y-ii de la 1. Până la 10. Până la 10. Asta este zona. Deci X și aceștia, plimbându-se ei, plimbându-se ei în zona de la minus 1 la 2, au făcut ca să apare Y dintre 1 și 10. Încât din imaginea acestei funcții, asta, rețeta minus 3x plus 7, pentru x și precizați între 1, minus 1 și 2. Și dacă luăm și 1 iar, și 2, da, da, acum să termin fraza. Egal cu cine? Egal cu 1, 10. Deci la 1 la 10. Îți putea rog să mă întrebi. Acolo 0, 1, nu puteți să nu știu. Aaa, sigur că da. Eu pot să-i zic și im de el, imaginea
funcție pentru 0,1, mi-ai spus, da? Mă refeream la unde a dat datul, dar nu știu ce puteți să prunjos. Păi dar nu dă voie domeniul. A, am crezut. Domeniul spune aici și doar între minus 1 și 2. A, dacă eu am altă funcție, zic minus 1, 3, sau minus 1, știi ce ar fi la funcția f definită de acum? După aceea este rețetul. Deci f de x, hai să așa, f de x, egal cu tot cu minus 3x plus 1. Plus 7. Plus 7, da. Având rețeta, f definită pe, de data asta, minus 1, 2 deschis. Cu valoarea. Ce înseamnă? E diferită de aceea de sus? Da. Da. Hai să zic de cuvânt. Este aceeași rețetă. Dar numai că doi nu au mai rămas. Nu, asta, domenii sunt diferite. Asta aici l-au pierdut pe doi. Pe doi nu l-ai puteți lua. Nu mai pot lua pe doi. Și atunci eu zic așa. Aici, spun, mă apropii de doi, fără să grea pe doi și pun așa. Arc deschis. Fără doi. Adică aș fi veni cât mai aproape de doi, dar fără să grea pe doi. Da, ei au înțeles că e un segment acolo. Deci, de-aia s-a oprit acolo? Mirna n-a înțeles. Deci, încă o dată, câtă vreme am arătat că doar între minus 1 și 2, am obținut ca imagine asta. Adică segmentul ăsta a ieșilor a determinat apariția segmentului Y-ilor între 1 și 2. Dacă iau Miruna de la 0 la 1, poți să-ți spui care e imaginea funcției f prin 0 la 1? 4. De la 1 până la 4. Că în 0 este 1, iar în 1 este 4. Și imaginea de bucata asta de segment. Deci nu mai este tot segmentul. Deci nu e 0, 4, e 1, 4. 1, 4. 1, 4. Pentru că de aici îl văd, de la 1 la 4, nu? Deci ăsta de aici are 1, 4. Dar care este imaginea lui 0 minus 1? 0 minus 1. 0, 0, la 0 cât de la 7 la 10. De la 7 la 10. Da? Când și 0 e de x e 7. Deci când e 0 e 7. Și de acolo pornește. De acolo pornește. Și când e 1, e minus 1 este 10. Și asta, asta este imaginea. Înțeles, da. Da? 7, 10. Cât este imaginea lui 1, 2? E 1, 4, 1, 1, 2, ai zis? 1, 2, da. E 1, 4. Corect. Deci este 1, 1 până la 4. Deci imaginea acestuia bate aici. Când 1, cât este 4, și în 2 este 1. Și ca numele pe axă, zicem 1, 4, nu putem, deci 4, 1. Da? Acum, ți-este clar ce înseamnă imaginea. Deci ce obține? Y ce te-ai obține. A studia funcția înseamnă a te interesa de Y, ce întotdeauna. Ce ce ați avut voi? Ce sunt la funcția de grad 1? Sunteți în clasa? Da, da, funcția de grad 1. În clasa 8, da, acum am noțiunea să introducem. Și se vorbește de funcția f de x. Asta este funcția f de x egal cu ax plus b. Nu? Asta e rețeta. Da. De grad 1 din x-ul la 1. De ce zice funcția de grad 1? Și nu-i suficient să dau la rețeta. Trebuie să spun f define pe maxim posibil el, n-am nicio supărare, cu valori el. Abia acum am dat corect funcția de grad 1. Unde aș fi să niște numere reale? Nu? A și B, numere reale. Nu numai cum am dat un număr din 3 și minus 3, 7, nu știu ce, sau poze și frații, și radical, și... Important să înțelegeți că acolo și pe sumele reale. Acum, sigur că pot avea cazuri particulare. Deci, asta e funcția de aici, funcția de grad 1, funcția de grad 1.
Să șterg eu tăi. Șterg și graficele alea? E ștergem, da. Hai să le facem un pic de spațiu, să vorbim. Acum, de partea teoretică pe care îl gândiți cu Emanuel. Voi a început invers acolo. Cu partea teoretică, aceste lucruri spuse, abstract, foarte abstract. Și care, de care nu poți să te lipești. Că pe vreme nu înțelegi că, de fapt, Y, cel care apar, mă frământă pe mine. Asta înseamnă că despre ei știu ce fac. Îi văd. Deci, până aici fac ieșit. E grece care apare. E problema mea. Imaginea aceea. Mm-hmm. A zonei acestor. Deci, în general vorbim, am iert pe mine. Mi-a dat să nu te pășesc. Da, da, da. Deci, nu și nouă. Aproape de ce. Dar, teoretic, a fost vezi în suportul de și atât. F de X pe iar. Nu. F de X egal cu AX plus B. Da. Unde A și B sunt numele reale. Iar numai când vedeți așa ceva, nu-i corect, nu-i suficient. Trebuie să știți clar unde se mișcă X. De aceea e domeniul de ființe. Deci zice F de ființă pe F, când avem supărare, luăm maxim cu putință, valoare infinite. Asta înseamnă că am dat o funcție de iar de și se a văzut suficient. Și cazul în particular, cazuri particulare. Și hai să nu zicem bine că am putea. Atunci F de X, așa, AX. Ca și cum ar fi exemplu. E 1 de x egal cu 2x. E 2 de x egal cu minus x. Egal cu minus 3x, ai zis. Minus 3x. Și tu ești curioasă să vezi ceea ce am spus aici. Nu-i suficient. Repede, virgulă. E definită de... Deci adăugăm repede chestia asta, că astfel e numai rețeta. E definită pe el cu valori în el. Și tot așa de bine, e funcțiune. Și F2 definită tot pe el cu valori în el. Cum am început să ghicim că graficul este o dreaptă, un segment, depinde de zonă, aici aș vrea acum să vă arăt cum arată graficul acesta. Iată, pentru F1. Fac un tabel de valori. X-ul are voie să vede la minus infinit, la plus infinit. Da? Dau niște valori, două îmi trebuie. Dă două. 1 și 5. Când X e egal cu 1, ce Y găsești? 2 ori 1? 2. Da? Imagine. Din 2X, din F1, da? Aici este F1 de X, care e 2X. Și mi-e 5 mi-a dat. 5 ori 2, 10. E vreo să mă necăjește un pic, că ai văzut că n-am spațiu acolo. Eu trebuie să mă descurc, am să iau un teț. Când X-ul e egal cu 1, e una. Y-ul este 2, da? 1, 2. Tu cum a paralelit până acum? De eu așa se practică. A sunut toată, așa, 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 5. Acum 5, adică zic 2, 3, 4, 5 și 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. După paralele pe acolo sunt de zan. Și am două puncte, dar îmi iau și 0 în luna când vreau și pe 0. Nu te supără, nu? Când X-ul e 0, Y-ul cât este? 2, 0, 0. Și 0. Și acum mi-a venit ușor că am aici punctul acela, nu păreau pe jos. Ai aici undeva plus. Și acum duc pe acolo dreapta, pentru că am voie intervinte pe el. Dacă îmi spunea pe o bucățică, dacă spune de la minus 1 până la 3, păi că la minus 1 ce am făcut așa, până la 3 ziceam, și îndată
toată zona asta o șterg, o zărășeam și rămânea segmentul ăsta. Da? Descopăr rapid dacă am restricții. Dar aici mi-a dus, devine de parole mea. Ce observ? Că 2 ori 0, 3 ori 0, tot 0 fac. Atunci toate graficele funcțiilor în care B-ul este 0, trec până la intersecție. Deci f de x este egal cu ax plus b, a dat lumea voastră sau eu? F de x egal cu ax plus b este forma generală. Așa. Și punem niște numere reale. Funcția de grad 1. Deci asta e funcția de grad 1. Ca să faceți voi, nu v-ați dus, eu v-am dus mai sus funcții cu fracții, chestii de asta. Funcția de grad 1 unde folosim? Când vrem să aflăm... Unde folosim? Adică... F de x egal cu ax plus b. F de x egal cu ax plus b este o rețetă, fiindcă x-ul la puterea întâi înseamnă f de la întâi. Că x-ul e la întâi, că x-ul e la a doua. Există și expresie de x egal cu x pătrat minus 5 plus 6. Aici e la 2. Așa e la 2. La puterea a doua. Da? Deci, practica sau situațiile frecvente din jurul nostru, multe fenomene fizice din s-au surprins ca niște relații. Da? Și sunt modelate fenomenele acelea sub formă de relații. Cea mai simplă funcția de grad 1. Mm-hmm. Și important este să vezi graficul său, să vezi cum ar arăta mulțimea perechilor, când graficul nu înseamnă altceva decât X-ul și Y, X-ul și Y. Și din tot planul ăsta se selectează doar zona asta. Și astea sunt pe X în perechi, sunt X și Y care satisfac relația. Egal cu, da? Și un punct care, pe care îl trecăm este 0, 0. De ce? Pentru că îndată când X-ul este 0, Y este 0. Nu există de. De ce a spus acum funcțiile astea? Toate trec, graficile acestor funcții trec prin punctul de coordonate originea sistemului 0, 0. Da? Originea, deci ce înseamnă? Și X-ul și Y este 0. Să mă dea dreptul cu o mare. Deci toate funcțiile trec? Toate graficele funcțiilor de formă, f de X egal la X, trec prin punctul de coordonate 0, 0. Punctul de origine. Punctul de origine a celor două axe. De formă... AX plus AX, da? De forma AX, adică în B-ul 0. Trec prin punctul de coordonate 0, 0, dar nu sunt eu cel care... Deci este o dreaptă, dar trece prin originea, prin 0, 0, prin punctul de coordonate. Așa. Dacă iau pe celălalt cu minus 3X, deci tot așa, numai că arată aprovat. Trebuie să dau punct. E tot o dreaptă, dar nu mai trece prin origine. Asta e pentru F1. Și asta pentru F2, trece tot prin origine. Uite, când dacă minus 3 ori 0, tot 0. Da, nu la asta mă refeream, la când e din forma X plus B. Când ai forma X plus B și B-ul diferit de 0, trebuie și până la după. Exact, e tot o dreaptă, dar mai trebuie și până la după. Da, deci corect. Deci o particularitate a acestor ani, deci o particularitate a funcțiilor de tipul ăsta, F de X egal cu AX, este asta, că trec prin originea sistemului de axe. Exact. Nu mai avem timp. Are funcții. Funcții. Da, funcții. Asta este ceva. Și ne spunem prietenilor noștri că avem un, neapărat de spune, este un volum dedicat loțiuni de funcții, un volum care, păcat să nu ajungă în biblioteca voastră, atâta vreme că este un volum video manual. Și este dedicat noțiunii de funcție explicat poate mult mai clar decât am făcut în seara asta. Haideți să spun un lucru. Niciodată lecția mea, făcut o dată, mă înseamnă cu cealaltă.
Știți de ce? Că este un moment de inspirație. Cum anume îmi vine acolo să fac toată legătura, numai Dumnezeu știe. Deci de aceea vă propun să intrați în posesia acestui voluntar. Așadar, cu noțiunea de funcție, am spus, veți fi cei care vă veți întâlni cu un alt dezvărere. Este păcat să nu știm, să nu pătruți și vă asigur că veți pătrunde cu mine la baghetă foarte, foarte bine. În lecțiile care urma, știu sigur asta, știu sigur că noțiunea de funcție nu. Am să vă spun că sunt și colegii din profesor. Am primit telefoanele acestea, spun și asta cum vă vorbesc, telefoane care au mers la examene și au spus, domn profesor, am făcut facultatea, predau noțiunea de funcție, mă duc nu știu ce, dar despre noțiunea de funcție explicată, cum am văzut-o la dumneavoastră, n-am văzut-o nicăieri. Și, mă rog, sunt diverse tipuri de funcții, subjective, injective, objective, ce sunt... A bine, asta e cam mai... Un pic clasa noastră. La liceu. La liceu, da. Ei bine, să n-am înțeles niciodată. Nici o clipă. Ei, cum să te duci tu, profesor, să le explici despre noțiunile acestea când tu nu ai înțeles? Dar mie mi-a plăcut că a zis așa. Când am dat de dumneavoastră, s-a făcut lumină. Și eu m-am dus la definitiva și la examen care am și am spus după profoma ne-am învățat. Cum zice Mario. Da, da. El merge și merge pe stradă și mă spune tuturor pe, la profumul ăla, înțelegeți? Da. Remarc încă o dată, am spus, am început lecția cu Adi. Mi-am exprimat de bucuria, mi-o exprim și la încheiere, la încheiere de lecții, că am crezut în noi, chit că am avut multe muncă, și la o zi, la alta, la ora alta, se văd rezultatele. Am crescut ca valoare și nu cabe discuții. Nu o singură chestie. Să nu te îmbeți cu, cum să spun, cu mândria asta, că la tine așa. Dar de-aia am răspuns, n-ai nimic oricum de răspuns. Ok, nu da. Dar era de multe ori întâmplare. Și el se înferbăta de chestia. Dar ușor descoperi că nu asta. Trebuie să ne așezăm. Rezultatele obținute să ne facă să credem, să înțelegem că putem din ce în ce mai mult și că e șansa noastră. Aici la Prof Online aveți o șansă imensă. Și dacă colegii vă priveau până mai ieri ca pe niște copii care vă duceți și pierdeți timpul acolo, nu se va mai întâmpla așa. Vă felicit și țineți aproape. Vom reuși. La revedere!